Solicitările de sânge și componente sanguine ale spitalelor din județ și din București sunt în creștere, dar numărul donatorilor se menține în această perioadă la un nivel insuficient comparativ cu cererile. Pacienții cu boli grave, copiii și adulții au nevoie de tratament transfuzional, iar fără ajutorul donatorilor nu li se poate asigura acest tratament. Din această cauză, angajații centrului împreună cu primăria din Mangalia au organizat o campanie de donare care va avea loc sâmbătă 19 ianuarie între orele 8:30 și 13:30. 30. Acțiunea va avea loc la Clubul Nautic din Portul Turistic. Pot dona cei care au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, au o greutate de peste 50 de kilograme și nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, infecție HIV, epilepsie, diabete, zaharat, insulinodependent, bol de inimă și așa mai departe. Persoanele care au peste 50 de ani trebuie să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu suferă de boli care ar contraindica donarea de sânge. Înainte de a merge să doneze, oamenii trebuie să mănânce ceva ușor, sandvișuri, fructe sau lactate și să bea minimum 500 ml de lichide. Donatorii vor beneficia de 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă și de contarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu și localitatea unde se efectuează donarea de sânge.